Președintele Asociației Comunelor din România, filiala Sălaj, primarul Comunei Pericei Bonci Doi Ciobo, va participa în perioada următoare la Chișinău, la o adunare a primarilor din țară cu cei de peste Prut. Întâlnirea, care se desfășoară sub egida centenarului, va avea loc în perioada 10-15 mai și are ca obiectiv dezvoltarea relațiilor care există între cele două state. Din partea județului Sălaj, la această întâlnire va participa președintele Asociației Comunelor din România, primarul Comunei Pericei, Bonci Doi Ciobo. Vom avea adunare generală al autorităților locale din România și din Republica Moldova în perioada 10-15 mai. Se va desfășura această adunare la Chișinău, unde ne vom întâlni cu primari și cu autorități alese din Republica Moldova și cred că vom trece în revistă necesitatea, necesarul de a ajuta Republica Moldova spre o integrare în Uniunea Europeană și a face primii pași și în rândul comunelor de a pregăti spre aderare și acea țară. Este desfășurat sub egida centenarului și această activitate? Sigur. A centenarului și, cum v-am spus și în la emisiunile anterioare, inclusiv și din punct de vedere economic, nu numai politic, și economic, va trebui să fim și noi pregătiți, ceea ce nu am realizat înainte de preaderare, ca să intrăm, dacă e posibil, demn în rândurile popoarelor europene. Reamintim faptul că în luna martie acestui an, comunele Pericei din Sălaj și Răzeni din Republica Moldova au semnat un acord de înfrățire și colaborare, marcând astfel împlinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România.